Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu următorul video despre site-ul TAG. Deja promoția s-a terminat, acum vreau să arăt în acest următor video cum dăm banii la scos, adică ce trebuie de făcut ca să putem scoate banii. Pe acest site banii se scot pe cont bancar. Pentru asta, ca să putem înregistra contul nostru bancar, trebuie inițial să facem verificare, adică să trimitem o factură cu adresa noastră și copie la buletin, ca peste tot, în principiu. Deci unde merge vorba de bani, trebuie să facem verificare, că să vadă compania că nu avem mai multe înregistrări. Pentru asta, deci uitați, să dați intrăm pe site. Să vedem ce s-a schimbat după ce s-a terminat promoția. Deci, în primul rând, a dispărut direcția unde se învârtea roata. Unde câștigam nodurile acestea. Deci, acum când intrăm, deodată vedeți scrie că în BAO, direcția ce unde era, s-a închis. Pentru asta, dacă ne uităm mai jos, avem informația cât câștigăm la momentul actual. Dacă ați făcut toate schimbările, cum am indicat în alte video. Deci, eu, din nodurile cele care le-am câștigat, la cea promoție care a fost actual, câștig 8,5% pe lună. Nu e mult și nici nu e puțin, adică dacă luăm în considerație că aceste noduri le-am câștigat gratis. Deci, la momentul actual, deja am $11.61 venit din aceste noduri. Acum, scopul meu este ca să fac verificarea mea și acești bani să-i trec încoace, să fie la unde scrie 00 acum, deci eu trebuie să-i trec încolo. Pentru asta, intră în dashboard. Vedem informația mai detaliată despre noduri, adică figuri Nexus și Hexa care sunt create. Aici sunt ultimul raport, dacă vreți să vedeți pentru ce și cum acești bani care sunt în cont. Deci ultimul la mine pe prima săptămână la martie, săptămânal vin rapoartele acestea. Și aici ea sunt, uitați-vă, 40 direcții, așa se spune. Fiecare ce înseamnă. Deci direcția asta când vrem să depunem bani. Să cumpărăm noduri noi. Putem să cumpărăm noduri și din banii aceștia, dacă îi trecem încolo. Sau aducând bani în cont. A doua direcție, aici unde noi putem nodurile să vindem. Aici ea deja e direcția unde acești bani. Noi putem să-i trecem în... aici e, în contul acesta 0, de că l-a scos. Dar ca să putem scoate, trebuie inițial să ne creăm contul nostru, să facem anume contul bancar, adică ca site-ul să aibă unde să ne trimat. Că așa noi o să dăm la scos, dar unde să ne trimat, adică trebuie să înregistrăm contul nostru bancar pe acest site. Pentru asta, cum am spus, inițial trebuie să facem verificarea. Acum, ca să dăm la scos, este aici, uitați-o. Așa, o direcție ca portofel. Dacă apăsăm pe dânsul. Ca exemplu. Pur și simplu trecem la direcția unde noi să introducem datele noastre. Deci asta când deja banii sunt în cont, vedeți, dacă apăs încă o dată, mi-arată cât am în cont, în valet sau în balans. Eu am 0 până când, deoarece încă nu am trecut de acolo unde sunt $11. Când o să trec în coace, o să apară aici ea, cel puțin. Înainte de asta, noi trebuie să facem banii cu săgeata asta, datele noastre care noi le indicăm introducând contul nostru bancar. Și facem verificare la paralel aici. Deci apăsăm, uitați aici pe butonul ăsta. Un nou beneficiar. Pentru asta lăsăm datele cum sunt, adică check datele noastre, numele. Și aici alegem
valuta în care noi o să avem contul bancar. Adică dorit în dolar, că nu cred că în Singapore aveți cont. Pe urmă dăm la Next. Și aici, uitați, trebuie să plasăm la fiecare datele noastre. Deci apăsăm aici. Trebuie să introducem o copie a buletinului și aici o copie a facturii. Deci apăsăm și intrăm și introducem o factură nu mai mare de 3 MB trebuie să fie. De filmul ăsta. Deci a apărut așa, deci eu am adăugat. Pe urmă aleg și factura să dau. Trebuie să fie ultima factură mai proaspătă, mai veche de 3 luni. Și în JPEG, deci să fie JPEG, nu alt fel. PDF sau alt fel nu se merge. Deci uitați, așa a apărut. Deci când am făcut corect, așa trebuie să apară. Deci cu bufat cu albastru. Eu o să-mi salvez informația asta, că ea numai o dată poți face. Plasarea. Că se pot trimite și la alții dacă o să fie întrebări. Acum, după ce am plasat, trebuie să trecem la pasul următor. Uitați, vedeți aici, trebuie ambele părți. Buletinul din ambele părți, dar chiar și gol, plasați amândouă. Un moment. Eu fac am mai prima dată. Prima dată pot să fac. Plasarea pe urmă, dacă sunt plasate deja nu pot din nou. Adică el o să fie la verificare. Dacă o să fiu refuzat, atunci o să mi se scrie pauză. Și deja din nou o să plasez dacă o să trebuie. Scădeți așa. Acum apăs și se încarcă actele care le-am ales. Așteptăm până se încarcă. Așa, când s-au încărcat, uitați, să scrie așa, cu succes. S-au încărcat. Acum, pasul următor. Deci trebuie să aștepți până să se verifice actele mele. Până o să fiu verificat, nu o să pot da la scos. Acum, deci ne întoarcem în back office-ul. Ca
să transferăm acei 11 dolari, uitați care am, în aici, la mine, în cont. Pentru asta apăs aici pe a treilea buton. După ce mi-apare, uitați-vă că... Deci să dau la traducere. Dacă ceva nu e clar. Deci cât eu vreau să trec, deci eu scriu 11. Deci din suma asta nu mai mult cât iese aici. Ca să nu fie probleme, deci de timp o faci în original. Am pus 11. Pe urmă trebuie de pasat pe proced, adică pasul următor. Deci, apăsăm aici ea. Și, deci, mă întreabă că, într-adevăr, vreau 11 dolari să trimit din 1166. Dacă nu doresc, apăs pe cancel. Dacă doresc, apăs pe confirm. Așa, acum, deci, apăs pe confirm. Cu succes. Deci, uitați, aș scrie aici că s-a micșorat, a rămas 61 de cenți, dar banii scrie că în 3 zile vor trece încolo, deci... Asta eu am dat la comandă, banii ca să fie trecuți. Deci compania îmi studiază cererea și în 3 zile ea trebuie să-i treacă încolo. În cont cel unii la mine e 0-0 acum. Poate că deja ei s-au trecut. Nu, deci trebuie să apară aici. Peste 3 zile. Și acum, dacă eu o să intru în dashboard încă o dată, deja trebuie să fie în 11, dar 61 doar, licență. Adică 11 dolari s-au dat încolo. Vedeți, așa și este. Deja acolo, când o să fie bani aici, eu pot să-i dau la scos, dar inițial trebuiește să fiu verificat. După ce o să fiu verificat, o să pot să-mi adaug contul meu bancar. Cam atât ce am vrut să spun acest video, deci pe canalul meu YouTube sunt și alte video despre site-ul tag, uitați-vă la dânsele, dar deja cât că nu o să fie actual acele video cu promoția, că ea s-a finisat. Acum doar se poate de adăugat, de făcut investiții în bani proprii și de câștigat în jur de 5-8-10% pe lună. Depinde deja de ce figuri și
struktūrai vies kreat. Numai bine.